Ce-am făcut? Cum ai zis? Tu ai zis că ai zis în glumă, dar de fapt mintea ta e tot la Cristina. Stai puțin că n-am zis așa ceva. Aoleo, păi cum n-ai zis așa ceva? Nu m-am zis, probabil ai vorbit prea mult cu Cristina. Ăsta, prietenul ăsta al tău, falsul ăsta, îmi zice mie că am zis la mișto să văd ce reacție ai și vine la voi și zice, mamă, am zis lui Andreea de două ori Cristina. Băi, eu am spus, Andreea, eu am spus doar atât, cred că ai vorbit prea mult cu Cristina și de-aia îi spui și Andrei Cristina. Păi aia, păi da. Da. Asta am spus. Păi da, dar el a zis că ai s-o la mișto, că nu mi-a zis mie. Romeo, nu faci iubita falsă, te rog foarte frumos. Dar nu știu ce. Falso. E iubita ta? Romeo, te rog. Mamă, ce declarație, Andreea, uite ce declarație face Radu. Ești iubita lui. Falso, iubita cui? Al lui Radu. Nu l-auzi ce zice pe aici? Aolo, Răducule, ce ai, mamă? Se întoarce la prima lui iubire. Ați făcut schimb de iubite, Andreea? Nu. Ați făcut schimb de iubit? Nu, eu nu fac schimb. Cum e schimb de și schimb de iubite. Eu nu fac schimb. Schimb de iubite, a? Schimb de copii. Eu nu fac schimb niciodată. Dar să-l ia, mă, să-l ia, că așa-l luam broasă. Da-și, mă, nu mai barmăjii acolo pe fundal, falsule. Falsă ești tu, să știi. Ești un fals. Andreea, nu te supăra pe mine, dar are dreptate, Romeo. Falsă ești tu și vezi că eu n-am zis eu, n-am specificat eu că i-am zis în glumă. Nu, chiar am greșit. De ce are dreptate Romeo Andrei? Andreea, eu de când sunt aici am prins și fazele alea nasole lui Romeo când se pupa cu o fată, cu alta, cu tine, chiar a avut gestul și a fost dedicat. Și vezi că a venit la noi în seara aia, foarte afectat, să știi. Altă vrăjeală! Și după ora a început să vorbească cu trei femei, foarte afectat a fost el. N-a fost supărat nici măcar o secundă. Nu m-ai mințit! Foarte afectat a fost el că a vorbit cu trei femei. Chiar a fost, adică... Da, am văzut! Romeo, că te-ai văzut pe camera. Am văzut! A poate căutat un pretext să o termine. Adică a căutat Andreea să o termine cu Romeo? Eu am interpretat-o foarte aiurea, că să-ți trimită un mesaj fata la care, de care ești îndrăgostit și ți-l aia. Ce așa mare îndrăgostit ai fost tu, că mi-ai ajuns să-mi spui. Okay, ai ajuns să-mi spui te iubesc și la o oră încep să vorbești cu trei femei. Ce? Romeo, suntem copii! Suntem copii! Ai că și tu mi-ai spus, era... Andreea, nu contează asta, în fine. Dar eu nu știu, să-mi trimit un mesaj, frate, în care cu nonșalanță să-mi spui chestiile astea. Am interpretat foarte, foarte urea și chiar m-a durut și m-am simțit dezamăgit, dar nu dezamăgit de tine. M-am simțit dezamăgit de mine, pentru că mi-am pus toată încrederea și am zis, bă, femeia asta e altfel și m-am deschis întru totul cu tine. Auzi, este pe care Romeo, nu le fac. Hai că eu știu că tu acum vorbești mult, prost și fără rost. Ba, Andreea. Dacă iubești o persoană, eu știu așa, bă, suferi, nene, după ea, bă. Nu, no, eu nu sunt așa. Eu dacă sufer, astăzi mă despar și mâine sunt cu alta, da, ca să uit. Tu cum înțelegi? Ești? Eu îmi fac viața, mă duc la petreceri, mă duc, mă plimb cu mașina, mă duc în vacanțe. Am când mă despar. Deci tu după nu mă pun de în pat, nu mă pun în pat și sufer, pentru că asta tu e viața. După ora fie de că ceartă, sufer, fie că nu tot acolo. Tu după ora de ceartă începi să vorbești cu 40 de femei, nu? Andreea. Alexandru! Lasă-mă, Andreea. De ce nu vrei să vorbești cu Codrus? Că a vrut să vorbească cu tine. Lasă-mă, mă, săgeată. De ce nu vorbești cu el? Lasă-mă să te uit cu pisicul. Ce vrei, mă? Să vorbești cu el, să lămuriți, că el vrea să vină să lămuriți. Nu, mă, treci, stai să nu vorbesc, nu mai vorbesc cu el. Stai de acolo cu țiții, mă. De unde până unde orgolile astea? Ia, mă, mâna. Nu vrei să fii motanul meu? Mărși de aici. M-am plictisit. Ce vrei, mă? Bă, continuați, faceți o discuție mai interesantă, nu? Te rog. Nu, că nu sunt, nu. Nu vezi, mă, că faci orgolii cu tine, mă. Nu faci orgolii cu tine, ești proști. De-al dracu nu vorbi nici tu. De-al dracu. Radu, taci și nu te mai băga. Păi atunci vorbește cu el. Te rog frumos să taci și să păi, nu te mai bagi. Vreau să fiu obeș și să mă bag, na. Nu vreau să te mai bagi. Atunci, Codru, să nu mai vorbești cu ea niciodată. O să vorbesc cu țiții. Miau, țiți. Țiți. Păi eu nu știu cum voi, dar eu sunt curioasă de cu ce te am eu la mână, mă, Codruț. Na, ce? Închide subiect odată, Maria. Îs curioasă ce s-ar putea întâmpla. Maria, ușor, Maria, eu știu că ne-am mai fost în preajma la doi bărbați până acum și prima oară. Nu v-am auzit de fapt să vorbiți și ați evitat să vorbiți. Am zis că eu știu că ne-am mai fost în preajma la doi bărbați prima oară. Mai ales așa frumos. Mai ales așa frumos. Cam greu pentru tine să te acomodezi, înțelegi? Da, îți dai seama, am emoții rău. Dacă ai vreo curiozitate, vreo ceva? Iubire, ce faci? Ce ai? Care iubire, mă, nu mă mai striga, Mario. Maria, nu e genul nostru, lasă-ne, nu fără iubire. Marinescu. Marinescu. Maria, te-ai dat cu bărbați? Păi normal, n-aveți treabă, voi nu sunteți nici pe lângă. Zi, Maria ta. Oh, bine, ia mai zi o dată. Maria ta. Nu, Maria ta. Maria ta, mi-ai zis. Mărioara, nu ești Maria. Ia fii atent. Ia zi. Zici că ești țapul, mama. Stați niște acolo, stroile, Kenker, sunteți voi. Zi, mă.
Frațișderi. Charlie Chaplin, zi. Frațișderi. Charlie Chaplin, te rog. Cu ulei de soare ți-ai dat părul azi? A, dar la tine cu de măsline, Codruță. Dar ce treabă aveai tu? Nu, vorbeam cu Radu când ne uitam la poza lui Alex acolo și l-am întrebat. Fii atent. Da, mă, zi, te rog, dar ieri, da? Ai venit aici? Da. Da? Da. Ai zis, cum ți-ai permis tu, Marinescu, să o votezi pe Cristina, că nu e ok ce faci, da? Cum așa? Da. Terminăm aici? Da. Da? Vorbește Romeo cu Cristina. Așa. La care tu zici... Să nu mai îmi pronunț numele. Urât, urât. Astăzi urât, aici urât, în emisiune urât, vine fata nouă. Așa și? Vine fata nouă, ascultă-mă. Ok, oprește-te. Vine fata așa nouă, și? Ascultă-mă. Ascultă-mă, Radu. Vine fata bine, nouă aici, încep și sari. Da, e pentru mine. După... Ok, vreau și eu să văd, derulați un pic, vă rog eu mult, când a intrat fata aia, când a zis eu, e pentru mine. Chiar sunt curios. Radu, lasă-l, ascultă să vezi ce vrea să zică. Era în spate aici, da? Da. După... Te trimite camera acolo, da. De fapt televizorul, da. Începi, te iei în brațe cu Amira pe care o înjuri, te joci cu Aida, da? În primul rând te contrazic, păi, nu mai vii te contrazic. Niciodată, puțin, ascultă-mă, ascultă-mă. În momentul în care, în momentul în care o să fii, băi, în momentul în care o să fii serios, da. Da, și o să ne demonstrezi nouă, dar mie, când rând, era vorba despre mine. Nu trebuie să-ți demonstrezi, așa, păi, bun. Nu, bun. Dar când votez, când votez, dacă ai o relație, înțelegi? Și dacă e serios în relația aia și văd într-adevăr niște sentimente de la tine pentru femeia aia și de la ea pentru tine, s-ar putea, păi nu, că te depășește discuția păi asta. Păi da, m-a luat s-ar putea, când vorbești. Păi nu, dar s-ar putea să țin și eu cont, înțelegi? Dar să nu mai vin niciodată să faci chestia asta. Ok. Și... Mă, păi am uitat... Treci mai departe, da? Treci. E atent. Hai, spune tu. Păi ce să-ți mai zic, ai vorbit ca o moră stricată. Nu înțelegi nimica. Nu mai vrei ai să zic, vrei să zic nu că poți? Amira a venit să joace cu mine, nu eu să mă joc cu Amira? De ce ai acceptat-o? Da. De ce ai acceptat-o? Păi ce vezi, dau un pumn cine în mână? Cine-i dădea cu pernă tu ai venit, Radu? Păi, dar ce? Aida cine-i dădea lui Aida cu pernă în cap? Vezi că tu ai venit la mine, mă, mincinos. Radu, cine uite ce, zic, ce zice asta, Aida și Amira. Zice ce? Că tu te-ai băgat la ea. Da. Vezi că tu ai venit la mine. Amira, ai luat-o rază Aida de venit la asta. De Dumnezeu, Amiro. Taci acolo. Bă, fete, că te confirmă. Că tu ai mers primul la Amira și te-ai jucat cu ea. Taci. Ce-i, măi? Răducule. Și hai să zic o chestie. Vorbește frumos. Hai să zic o chestie. Te vorbește foarte mult, înțelegi? Și tu ai ceva personal cu mai multe persoane, implicit cu mine și cu Maria. Deci, nu am nimic cu Maria, uite chiar am fost acum și... Ai spus tot așa ieri. Vreau să se voteze și să intre în top persoanele care arată dragoste și au sentimente, înțelegi? Puterea dragostei, da. Deci, practic, tu îi apreciezi pe ăștia, da? Da. Dar tu ești contrariu, fratele meu, că tu nu arăți treaba asta. Păi și am zis eu că vreau să fiu un top. Păi nu, dar tu ești pus tangiu, asta văd aici în emisiune. Băi, Marinescu, hai să derulăm episoadele, să te vedem pe tine ce făceai. Păi făceam, corect. Făceai și acum faci. Făceam, corect. Păi când te-ai dus la Adriana și spuneai, vezi că am glumit. Dar de ce vorbim despre mine? Păi încă ești fost angiu pentru că te duci după Adriana și admiri picioarele de viața mea. Păi vorbim pe chestii care se întâmplă acum, bă, care eu ți le-am luat de ieri și de azi. Păi tu... Le-am discutat ție acum. Vorbim pe chestiile astea, nu de ce a fost, da, într-adevăr. Ok. Și eu m-am jucat cu mai multe gagici pe aici. Și eu am vorbit cu ele și aici în casă și în exterior. Hai să am vorbit cu Cristina, viața mea. Să derulăm, înțelegi, corect. Hai să vorbim despre Cristina, ok? Nu m-a supărat, nu m-a supărat. Despre... Păi ascultă-mă. Nu mă interesează de femeia asta, aia, înțelegi? Păi ai aici, spus aici, casă, ascultă-mă, aici. Da, dar discutam pe tine, mă. Pe tine, nu am integrat-o pe femeia, înțelegi? Aici în casă? Codruț de la valiera. Care au fost? Sau persoane care au fost. Ma, Maria. Păi pe mine m-am discutat pe tine și m-a deranjat gestul tău de băiețaș. Dacă ai fost Maria. Băiețaș. Mă, nu mai contează, nu mai contează. Dacă tu spui că aici Maria. Se apreciază, ar trebui... un pic. Ia la perspectiva ta, din perspectiva ta, ar trebui aici apreciate și să fie votate persoane care arată sentimente. Poți merge un camera roșu cu Adrian? Da. Păstrează puterea dragostei. Da. Tu de ce nu faci treaba asta? Pentru că încă n-am găsit persoana potrivită pentru mine. Păi cum poți să o găsești dacă tu te plimbi la cine? Cum poți să o găsești, bă? Dacă nu te focusezi pe o persoană, cum poți să o găsești dacă te duci pe la 5, fratele meu? Dacă păi uite că atunci când m-am focusat... Păi, firea mea, mă amorțesc cu rechile când te-au vorbind. Cum? Maria, ce zici? Liniște. Vorbește... Când mi-amorțesc cu rechile când te-au vorbind. Păi că vorbește prost, știu și pe mine. Nu, că vorbești frumos, îți place. Că-mi deranjează. Când am încercat să mă focusez pe o singură persoană, ai și văzut chestia asta, dar nu spune că n-ai văzut, da? Când de am fost persoană? În cunoaștere cu Andreea, n-am făcut pași către nimeni. Când am fost cu Sia, n-am făcut pași către nimeni. Să ne înțelegem. Nu a mers. Acum vreau să le cunosc mai multe deodată, să nu mai pierd timp. Că stau o săptămână, o cunosc pe una, îmi face vreun joc. Mi se ia. Nu accept chestia asta. Observ că nu ți se ia, fratele meu, că în continuare, dacă o cunoșteai o zi, două, trei și stopai treaba asta, era ok. Dar tu...
Tu practic păi, continui, fratele meu. Am stopat cu restul. Cu păi Andrei am stopat cu și acum le în brațe, dar le dai cu perne în cap. De ce nu poți să fii decis? Marinescu! De ce nu pot? De ce nu... Nu e un bărbat asumat, Radu... Da-și, bă, Sandai, ar te bagi! Dacă ți se vorbește frumos și nu e jignit, de ce jignești și vorbești urât, Radu? De ce? Ce nu poți să vorbești frumos dacă eu nu te jignesc. Pe ce nu-ți vorbesc urât, tu de ce jignești? Bă, da, Sandai e un nume. Bine ai venit! Ce s-a întâmplat? Vreau să vorbești cu tine, nu se poate? Ne-ai pus timp? Nu. Am văzut că ai vorbit cu Andrei. Vorbeai acum în spate cu Andrei. Ce vorbeai? Bă, vorbeam așa, la general, gen... Ai vorbit despre mine? Și despre tine, și despre ce s-a discutat în casă. Ce ai vorbit despre mine? Păi, te-am chemat acum. Casă? Să spun ceva. Mie chiar mi-ești dragă, la modul dragă. Nu știu dacă o să putem vreodată să avem ceva, dacă e ceva reciproc, sau dacă o să fii... vorba de mai mult între noi doi, dar momentan îmi place. Și chiar ai, nu știu, ai un fel de a oferi afecțiune, cum mă iei în brațe, cum te joci cu mine, cum glumești cu mine. Păi și tu lucrurile astea nu le-ai văzut până acum? Adică ți-a trebuit 10 luni de zile ca să-ți dai seama? Păi nu pot să zic că nu le-am văzut. Le-am văzut, dar în același timp îmi plăcea și de altă fată. A fost și tu, dacă ai văzut că acea fată nu îți oferă ceea ce dorești tu, de ce n-ai mers mai departe? Așa sunt eu, mai că pot și, nu știu, îmi place să mă conving până la capăt. Dar acum chiar mai e cazul și crede-mă, o văd în continuare o femeie frumoasă, dar chiar mi-a ajuns și nu mai vreau eu să continui în nicio direcție. Chiar dacă ar veni iar la mine acum, sunt conștient că dacă n-a fost să fie până acum, nu o să fie nici de acum încolo. Și vreau să-ți promit un lucru, și anume că nu o să te pun pe tine niciodată în situația penibilă de a te, nu știu... vedea ca pe o roată de rezervă sau ca pe o, vreun pansament sau ce o să mai speculez lumea pe aici. Îmi ești dragă, vorbesc foarte serios și chiar aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Cum ești, tu ești bine? Acum, dacă eu îți spun serios și te-am chemat acum păi să vorbesc cu tine... frate, că nu pot să te cred pentru că... Adică cu o săptămână în urmă ne înjuram în casă, ne huiduiam și toate lucrurile astea și acum... Dar știi foarte bine că de cele mai multe ori ne-am certat, fiindcă era Alexandra la mijloc, tu erai sora ei și că eu cu tine personal să vin să mă cer pe o temă sau că m-ai enervat după mine, nu a fost cazul aproape niciodată. Știi foarte bine că ne-am înțeles noi. Faptul că ai tu o soră mai dinamică așa și eu sunt la fel dinamic. Păi și să zicem, să presupunem că noi o să fim într-o relație. Cum te înțelegi tu cu Alexandra? Păi cred că mai bine. Forțați de circumstanțe. Păi da, tu îți dai seama că dacă noi doi vom fi într-o relație, automat eu nu o să-ți mai permit ție să te legi de Alexandra sau să... Se pare că m-am mai legat de Alexandra în ultima perioadă? Păi în ultima perioadă nu, dar îți dai seama că la un moment dat nu o să-ți convine anumite lucruri și o să... Da, de dragul tău o să înghit și o să ies afară, dacă e cazul. De dragul meu? Da. Îți promit că nu o să te pun pe tine în situația penibilă de a te vedea pe aici vreo roată de rezervă sau să... O să ai tot respectul și toată atenția mea. Cât timp o să pot, o să-ți ofer ceea ce am. Păi și cu Mariana? Nu mai am niciun fel de legătură, nu mai vorbim de câteva zile. Chiar dacă ea va interveni și va... Nu mă interesează. Crede-mă, nu mă interesează, fiindcă dacă eu ți-am oferit tot ce am putut atâta timp, tu acum nu mai ai cum să vii și să spui că mamă, știi, m-am întors și că acum vreau eu. Chiar dacă vrei, nu mai vreau eu. Nu mai vreau eu. Punct. O văd în continuare o femeie frumoasă, o respect și cam atât. Bine. Tu mă asculti, eu vorbesc, nu-i nicio problemă. Unde mă n-am vorbit până acum? Ce ai? Cât vrei să vorbesc? Că nu sunt o țață din aia care vorbește într-una. Nu sunt din aia care te cicălește toată ziua la cap. Spre deosebire de Alexandra. Spre deosebire de Alexandra. Mi-a dat voie. Mi-a dat voie camera. Hai. Așa. Știu că ție îți plac femeile astea mai vorbărețe, mai asta, dar eu nu sunt genul de femei care sunt vorbărețe. Nu, se pare că Mariana e vorbăreață și mi-a plăcut mie. Da, Mariana. Pentru că Mariana de fiecare dată, că spuneai și tu aici în emisiune că veneai, ce că cu Mariana am ce să vorbesc, că stau ori în cercuia la telefon și... Bă, nu, hai să ne înțelegem, vorbăreață... Adică mi-a oferit atenție. Acasă, la telefon, mi-a oferit atenție. Că stăteam în telefon și chiar dacă nu vorbeam, nu știu, 10 secunde, 20 de secunde și stăteam pe video, mai stăteam, mai observam ceva, mai spuneam ceva și tot așa, continuam discuțiile. Dacă nu ești genul ăsta, nu e niciun fel de problemă. Că
ne putem găsi undeva la mijloc. Nici eu nu prea sunt genul de om care să vorbească, dar am, nu știu, am descoperit latura asta. Când îți place de cineva pe parcurs tare și mai tare și mai tare, vrei să vorbești cât mai mult și să fii cât mai mult lângă omul. Da, da, acum, pas cu pas, așa sunt eu, pas cu pas. Trebuie să-mi arăți că vrei cu adevărat și poate... Eu nu sunt genul de om care să vin să-mi dau cuvântul de 1000 de ori. Am venit, mi-am dat cuvântul în fața ta. Dacă o să mă întorc, eu o să pic de prost. Tu, practic, ai avut încredere într-un om care... Eu zic că am fost destul de cerebral în emisiunea asta și nu m-am dat după colț și nu m-am, nu știu, ferit și dat, îl pun pe ăla în față sau stai că nu e vina mea, stai. Am venit și am ridicat mâna, am greșit. Dar de ce, mă, cu ce te auzi, Codruț? Da, asta mi-e la... Ce vrei, nu? Vorbește cu mine dacă vorbesc cu tine. Zi, ce vrei? Cu ce te ameninți, Alexandra? Cine? Alexandra! Cu ce mă ameninți? Păi am zis că știi foarte bine, am văzut și eu ăla, dar m-am gândit că e vrăjeală. Ce, mă? Când ți-a zis la update că trebuie să... Stai, cum a zis? Că are ceva compromisător care poate distruge relația voastră. Și l-are ea, tu și încă cineva. Eu n-am. Radule, ia o și pe asta în primire. Nu știu, probabil o aduce, o știu, o vedea aia ce o face, o știu. Nu știu. Da? La timp când nu știu că are mai multe de mine. Eu cred că ai avut o combinație cu aia săptămâna trecută. V-am auzit vorbind la telefon. Cu cine? Cu aia. Eu cu aia la telefon? Auzi, mă, ce zice asta? Păi dacă ești în relație cu Alexandra, dar îți place de aia, ce? Să ascund adevărul? Păi ce ai, mă? Mi se pare mai interesant subiectul lui Radu, ca niciodată. Măcar să-i real. Ce ai, mă? O întrebare. Azi de dimineață, când am intrat în casă, tu ai spus că aștepți fata nouă ca să vezi... A fost o glumiță. Da, singură, așa. Ai văzut că fata cea nouă nu ți-a picat așa ok? Și ce ai zis? Că să te îndrepti spre mine că eu am rămas ultima ta posibilitate sau... Adriana, ai văzut, crede-mă, dacă voiam să aștept o fată, nu așteptam sau făceam și eu tot posibilul să vorbesc cu cineva din producție, că vreau și o fată sau să scot și eu vreun nume pe aici, ca să, că crede-mă, cunosc destul de femei și dacă voiam să fac ceva, făceam. Dar a fost așa, gen un fel de tachinare să văd dacă reacționez sau dacă ai vreo reacție. Da. Te-a durut în cot pe tine. Bine, hai, pa. Hai, dă-mi un pic. Dă-mi tumbu. Pa. Pa. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.